Bună ziua, oamenii mei dragi, bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ne revedem la o nouă etalare, voi face oroscopul lunii februarie pentru Zodia Pești, ascendent în Zodia Pești. Oamenii mei dragi, înainte de toate vreau să vă reamintesc că este o etalare generală și vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Înainte să încep etalarea, m-am gândit să purific energiile, da, și să trezesc vibrațiile noastre și v-aș recomanda să încercați să simțiți aceste vibrații și să vă ascultați interiorul inimii dumneavoastră. În același moment, v-aș recomanda să vă gândiți la o problemă, la o situație, la o persoană pentru a primi răspuns din partea oracolului, din partea oracolului îngerilor și al tarotului. Haideți să începem! Oamenii mei dragi, au ieșit două carduri pentru dumneavoastră. Prima spune de feminilitate. Feminilitatea este importantă. O femeie, intuiția, creativitatea, comunicarea, fertilitatea va avea un rol important în viața dumneavoastră. Cred că va trebui să rezolvați o situație cu o femeie sau o femeie va avea un rol important în viața dumneavoastră. Comunicarea, creativitatea. Poate vă veți interioriza mai mult în această lună februarie, în ce privesc persoanele din jurul dumneavoastră și vi se cere să vă ascultați intuiția. Să vă ascultați inima dumneavoastră, vocea inimii. Văd foarte multă pasiune, foarte multă iubire din partea unei femei în ce vă privește, foarte multă atenție din partea unei femei. O femeie este foarte grijulie, o femeie în semn de apă, rac, scorpion sau pești, sau poate dumneavoastră veți fi această femeie care veți fi mai intuitivă, vă veți da mai multă atenție vouă înșivă și mai îmi spune că poate va trebui să așteptați acele 28 de zile ale lunii pentru o situație care stă la inima dumneavoastră. Văd că decizia va fi în mâinile tale și cred că totul va depinde de tine dacă ești femeie. Da, pentru tine acest mesaj. Totul depinde de tine și totul stă în mâinile tale. Văd că în această lună vei avea un proiect, un proiect care stă la inimă și vei acționa și vei fi destul de creativ. Dacă sunteți bărbați, poate și pentru dumneavoastră este acest mesaj. Veți fi destul de creativ în ce privește un proiect. Și văd pasiune foarte multă în ce privește un proiect anume și dacă sunteți bărbați și sunteți în semn de pești, este și pentru dumneavoastră acest mesaj, adică noi avem o latură masculină și una feminină. În această lună văd că veți fi mai sensibili decât de obicei și această latură feminină vrea să iasă la suprafață. Văd o transformare pentru dumneavoastră, dragi bărbați, în zodia pești, adică vor fi importante sentimentele, iubirea pentru voi, veți fi mai comunicativ, mai creativ și veți înțelege mai mult latura asta feminină a femeilor. Și dacă sunteți bărbați, vreau să vă spun că există aici o femeie care are sentimente în ce vă privește, care este grijulie și vă stă aproape și vă va fi aproape în această lună februarie. Totodată văd că suveranitate. Veți avea parte de suveranitate în casa dumneavoastră, în acel mic locușor sau poate într-un grup undeva faceți parte sau în această lună februarie va trebui să fiți atenți în ce privește corpul dumneavoastră. Poate să schimbați o dietă, poate să fiți mai atenți la dezechilibrele corpului dumneavoastră, pentru că
corpul dumneavoastră este propriul dumneavoastră regat, să spunem așa. Și pentru a sta bine în acest regat, și dumneavoastră comandați acest regat, trebuie să fiți echilibrat fizic. Văd că va fi o transformare pentru voi și trebuie să fiți mai lejer, să spunem așa, în ce privește corpul dumneavoastră. Să aveți mai multă grijă de dânsul și văd că intuiția dumneavoastră, stomacul și inima vor avea un rol important și să nu uitați că dumneavoastră sunteți propriul dumneavoastră regat, sunteți corpul dumneavoastră, voi înși vă sunteți propriul dumneavoastră regat. Deci e important să stați bine cu voi înși vă pentru a sta bine cu lumea din jurul dumneavoastră și văd aici o transformare. Cred că veți deveni mai înțelepți în această lună februarie. Haideți să vedem tarotul pentru zodia Pești, ascendent în zodia Pești pentru... Ok. Zodia Pești, văd că dumneavoastră munciți, poate veți dori să începeți un curs sau veți avea parte de mai multe învățăminte, veți lua la cunoștință mai multe lucruri, văd că sunteți pe muncă acolo, deci nu aveți nicio treabă, sunteți foarte preocupați sau atenți la munca dumneavoastră, la detalii, să construiți o investiție financiară sau o soliditate pe termen lung. Da, deci văd un echilibru în ce privește partea economică pentru dumneavoastră. Doiul de spade, văd că totuși trebuie să luați o decizie și lucrați ori la o relație, ori la proiectul dumneavoastră, la locul de muncă, dar văd că trebuie să luați o decizie și sunteți confuzi, sunteți indeciși, poate unii dintre voi colaborați cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător și ceva v-a provocat confuzie, să spunem așa. Foarte multe emoții, foarte multe indecizii sau nu doriți să vedeți un adevăr, nu doriți să luați la cunoștință zodia Pești. Va trebui să luați o decizie, dar nu doriți să faceți rău la nimeni și nu sunteți acolo între minte și inimă, da? Și văd poate că sunteți un pic și mai lunatic voi, să spunem așa, la începutul lunii februarie. Dar să vă așteptați la o schimbare, să vă așteptați că vă veți elibera din această indecizie și veți pleca la un drum, veți fi mai activ, mai sigur pe voi, veți fi mai detașați și veți acționa, să spunem așa, veți pleca cu decizie la acel drum și va veni o schimbare în viața dumneavoastră, să știți. Să aveți grijă să nu vă luați la ceartă cu un personaj în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Haideți să vedem ce vrea să mai iasă pentru zodia Pești, ascendentul. Ok. Regele de monede. Un bărbat foarte stabil, concret, picioare pe pământ, poate vă da o mână de ajutor, vă poate ajuta acest bărbat, vă poate... Dar un echilibru este în semn de pământ, aur, fecioară, capricorn. Poate veți colabora cu acest bărbat. Și văd foarte multă confuzie. Poate chiar și dezordine. Da, pentru că va veni ceva pe neașteptate și vă va lua prin surprindere. O decizie, o schimbare și acest lucru vă poate confuziona sau... Poate aduce dezordine în viața dumneavoastră. Haideți să vedem zodia Pești, ascendent în zodia Pești, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu, Luminița Tarot. Ce va aduce această lună februarie? Ok. Va aduce că poate veți avea o comunicare din partea acestui bărbat în semn de pământ și va duce la un blocaj, vă va pune foarte multe întrebări, vă veți simți victimizați, blocați și veți sta pe gânduri, să spunem așa. Patru de monede vă duce la rigiditate și să preluați controlul mai mult în ce privesc investițiile dumneavoastră sau controlul emoțiilor, că aveți nevoie să vă controlați aceste emoții. Sau poate în ce privesc sentimentele cu persoane din jurul dumneavoastră. Multe alegeri, multe opțiuni de făcut în această lună și poate duce la multă iluzie în ce privește o relație sau un tânăr, o relație de suflete pereche, iubire.
O relație unde există iubire între voi, unde există afinitate, compatibilitate, sentimente de iubire, văd că veți fi mai uniți decât niciodată și văd o renaștere în familia dumneavoastră, veți face o decizie împreună cu persoana iubită, poate să faceți o familie, să aduceți o schimbare în viața dumneavoastră, o renaștere. Poate doriți să vă căsătoriți. Sau e de făcut de o alegere în ce privește justiția sau un contract, o schimbare pentru familia dumneavoastră, pentru viitorul dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. Aici văd că sunt foarte multe gânduri, dubii, confuzii, iluzii care le veți face în ce privește o relație de iubire. Și văd că va trebui să luați o decizie sau aveți dubii în ce privește această relație și va trebui să comunicați, să luați o decizie împreună cu persoana iubită, să faceți o alegere, ori trecut, ori viitor. Și judecata aici îmi spune că veți primi o veste unde veți fi chemați la datorie, să vă asumați responsabilitatea, să vedeți realitatea cum este, să analizați trecutul, prezentul, și să renunțați la critici sau la judecăți pentru un nou început, pentru o renaștere. Pentru o renaștere acestei relații, acestei familii. Văd că veți avea protecție divină și această relație este protejată. Este protejată de divinitate și veți avea parte de o renaștere în ce privește, de o schimbare în ce privește această relație. Haideți să clarificăm aceste cărți pentru Zodia Pești. Opta acesta de monede spune că dumneavoastră veți avea beneficii din munca care ați depus-o. Veți avea parte, poate și beneficii din partea unei persoane mai tinere, unui bărbat de încredere care vă va sări în ajutor, unui prieten drag și o persoană aproape vouă, văd că lucrează la această religie, la această relație. Religie? Nu știu de ce am zis religie. Poate doriți să mergeți... de ce am zis religie? Nu mi s-a mai întâmplat. Poate doriți să mergeți la un locaș de cult sau la o biserică, la un preot. Da? Și veți avea parte de beneficii și dumneavoastră poate lucrați la un proiect anume, în ce privește un echilibru al dumneavoastră, poate chiar la muncă sau un echilibru fizic. Să rezolvați ceva karmic, să rezolvați o legătură sau o relație toxică karmică sau anumite lucruri care s-au întâmplat în trecutul dumneavoastră. Și văd că veți avea parte de beneficii. Unii poate veți avea parte de un bărbat care va lucra la această relație și veți avea parte din partea acestui bărbat și va spune intențiile care le are ce vă privește, este bărbatul inimii dumneavoastră. Doiul de spade își spune că luptați, sunt anumite secrete sau care nu doriți să le vedeți, dar le simțiți, sunt anumite lupte. În mintea dumneavoastră, poate ați trecut prin probleme nu tocmai ușoare în trecutul dumneavoastră și încă luptați, sunteți poate depresivi, în depresie, triști, e nevoie de forță, e nevoie de luptă. Dar cred că veți lăsa aceste lucruri la spate, vă veți elibera de acele persoane negative, gânduri negative, de acea stare depresivă, vă veți elibera pentru că 10 de spade e un sfârșit de un ciclu. Cavalerul de spade îmi spune că o femeie mai în vârstă, o femeie mai în vârstă vă va sfătui. Poate veți merge în vizită la o femeie mai în vârstă, care vă poate da un sfat, vă va ajuta să vă folosiți înțelepciunea. Este o femeie înțeleaptă care vă va sfătui. Regele de monede. Cred că veți da ceva la spate. Sau poate îl veți da, este un șef, poate un colaborator, îl veți da la spate. Sau poate aveți speranță la acest bărbat pentru iubire, pentru unii dintre voi, pentru a face o vacanță sau un bărbat de peste hotare.
Aveți o speranță la acest bărbat de peste hotare și doriți poate să faceți un drum, o vizită, să-l întâlniți. Aveți speranță la un bărbat mai în vârstă, concret, cu picioare pe pământ. Poate un bărbat care lucrează într-o instituție. Un bărbat înțelept, un bărbat care vă poate ajuta. Optul de spade aici îmi spune că poate din cauza anumitor vorbe, conversații, discuții care le-ați avut cu alte persoane v-a adus la acel blocaj. Pentru alții dintre voi văd că veți avea parte de un nou început, o conversație sau persoane în jurul dumneavoastră, mesaje, vești, un nou început cu iubire. Acest lucru vă va ajuta, vă va ajuta să vă deschideți, vă va ajuta să vă deschideți inima, vă va ajuta să simțiți iubirea, să mai simțiți acele emoții. Asul de cupe îmi spune că veți fi iubiți și iubirea va veni în viața dumneavoastră, poate chiar de la persoanele dragi, vă veți simți protejați și că nu sunteți singuri. Un nou început aici, cu serenitate. Patru de monede. Patru de monede spune că veți primi consolare, pentru că văd că sunteți rigizi în ce privesc emoțiile, relațiile. Vă e frică să vă mai deschideți și încercați să țineți controlul. Să știți că divinitatea, cum vedeți acest înger, vă va trimite afirmare, reușită, onoruri. Veți fi consolați din partea divinității, să nu mai fiți așa rigizi, să nu mai controlați lucrurile, să nu mai fiți posesivi sau închiși. Pentru că văd că dumneavoastră vă rugați foarte mult și divinitatea vă va ajuta. Veți avea o mare consolare din partea divinității, să știți, și veți primi onoruri. Șaptele de cupe. Șaptele de cupe văd că poate vă faceți iluzii în ce privește o companie, anumite, o prietenă. Dar văd că veți avea armonie în casa dumneavoastră. Aveți multe alegeri de făcut în casa dumneavoastră, pentru casa dumneavoastră sau pentru o clădire, pentru o, nu știu, o firmă, pentru o societate. Dar văd că o prietenă vă poate ajuta, cunoștințe, companie, armonie, veți avea parte de reușită. Sau vă faceți iluzii prea multe în ce privesc aceste companii sau aceste cunoștințe. Dar văd că cineva va aduce un buchet de flori și poate pe la sfârșitul lunii este ziua dumneavoastră, vă zic de pe acum la mulți ani și veți primi cadouri și daruri. Îndrăgostiți îmi spun că dumneavoastră așteptați persoana iubită, poate așteptați să faceți o petrecere, să întâlniți această persoană iubită sau să luați o decizie în ce privește o petrecere, o invitație, poate vor veni persoane în vizită la dumneavoastră sau veți fi invitat să ieșiți afară sau vă veți întâlni afară să petreceți ziua dumneavoastră de naștere pe la sfârșitul lui februarie, da? Pentru că după vărsătorii este pești. Și văd că veți avea parte de persoane în jurul dumneavoastră, sentimente de iubire și sunteți în așteptare să vă revedeți cu cineva drag vouă. Și văd aici că judecata îmi spune că poate veți face o conversație, noi idei, poate discuții, poate abilitatea noastră mentală va fi la cote maxime sau veți primi o veste care vă va trezi la realitate, să spunem așa, să veniți la cunoștință de anumite lucruri care nu le băgați prea mult în seamă, nu le vedeați prea mult și veți vedea lucrurile altfel. Asul de spade totuși îmi spune că așteptați acest nou început, așteptați să faceți această conversație. Va fi un pic, sincer să vă zic, nu vreau să vă ascund, această renaștere, această veste la sfârșitul lunii, va fi cu o renaștere, într-adevăr. Dar înainte să ajungă la această renoire, renaștere pentru viitorul dumneavoastră, cred că veți primi o veste care vă va duce un pic de dezamăgire, de o neplăcere. Și după aceea veți avea parte de renaștere, da? Da, și un bărbat, chiar dumneavoastră, veți avea parte de protecția unui bărbat, să știți, un bărbat protectiv, un bărbat influent,
un bărbat care are, poate lucrează într-o instituție, poate are un rol important într-o instituție, un bărbat care poate lucrează chiar și la stat, este o persoană care vă va oferi protecție. Așa că nu fiți dezamăgiți, nu vă... să nu lăsați ca această neplăcere să vă strice ziua, pentru că văd că aici există aici un personaj care va sări în ajutorul dumneavoastră. Dar vă va aduce la cunoștință de anumite lucruri care trebuie să le aflați. De nu, poate acele noi idei care le aveți sau care doriți să le faceți, va trebui să faceți o clarificare și acest personaj vă va ajuta. Va da poate o mână de ajutor, un sfat și protecția necesară. O persoană influentă. Energia Reiki îmi spune devotament. Să fiți devotați în ceea ce faceți, în proiectele dumneavoastră, în ceea ce v-ați propus, să fiți devotați sufletului dumneavoastră, să fiți devotați familiei, muncii, să fiți devotați în ceea ce credeți dumneavoastră, în ceea ce, în ceea ce urmăriți să obțineți de la viață, pentru că într-o bună zi veți obține. Îmi spune devoțiune, deci trebuie să devotament. E nevoie de devotament aici. Cineva va fi devotat dumneavoastră. Va fi, cum să zic eu, va fi fidel și veți primi ajutorul necesar. Haideți să vedem. Numărul 3 pentru unii, poate 3 februarie, sau sunteți născuți în luna martie, într-o zi de 3, spune așa că divinitatea ta interioară este Odeia. Deci o femeie are un rol important în viața dumneavoastră. Sau feminitatea dumneavoastră, proiectele, acțiunile, comunicarea și creativitatea, numărul 3, poate aveți 3 copii, zice că Odeia asta aproape în acest moment, deci este Odeia, adică un înger de sex feminin vă stă aproape, cereți ajutorul, va fi fericită să te ghideze, o femeie din cer vă stă alături, să știți, va fi fericită să te ghideze. Mai mult decât crezi în ce privește comunicarea sau procesul mental. Ești o persoană spirituală. Ia-ți timpul pentru a te deschide divinității feminine. Deci, cred că aici e o problemă. În ce privește feminitatea, partea feminină. Dacă sunteți bărbați, se vede că ați avut probleme cu femeile. Răni sau suferință din partea femeilor și acolo trebuie să vindecați. Acolo trebuie să aduceți vindecare și zice să vă deschideți. Luați-vă timpul necesar pentru a te deschide acestei divinități feminine, pentru că este o femeie din sus, din cer, care vă stă aproape în acest moment și cereți ajutor, că va fi fericită să acționeze. Până nu veți cere ajutorul, nu va putea să acționeze. Există legea liberului arbitru. Și va fi fericită să te ghideze mai mult decât atât în ce privește comunicarea și procesele mentale. Poate numărul 6, în lună 6 sau ziua 18 februarie poate avea un rol important. Noi îngerii avem nevoie să vorbim cu tine. Poate vei simți o voce interioară drăgostoasă, un mesaj în mijlocul lumii care ți se va apăra direct ție. Mesajul pentru tine sau o melodie care răspunde la rugăciunile tale. Clar, auzirea se retrezește și să nu-ți fie frică să ne auzi. Veți auzi anumite lucruri în această lună. Veți fi pe frecvență cu îngerii și veți primi mesaje. Să fiți atenți acum și aici, în prezentul dumneavoastră, să fiți atenți ce mesaje veți primi, pentru că acele mesajul la rugăciunile dumneavoastră, răspunsul la rugăciunile dumneavoastră. Și numărul 4, 8 și 12 vor avea un rol important. Zice că îngerii sunt cu tine, sunt îngeri în jurul tău, adu-ți aminte că ești o creatură divină, ești iubit necondiționat și nu ești niciodată singur. Zâmbește că viața este magnifică. Îngerii sunt cu tine și veți avea parte de stabilitate. Va trebui totuși să acționați în ce privește acea parte feminină. În ce privește iubirea și în ce privește banii, poate, și în ce privește stabilitatea dumneavoastră, trebuie să vă organizați mai mult. Și acești îngeri sunt alături de voi, să vă aduceți aminte că sunteți special și sunteți iubiți necondiționat de divinitate. Nu sunteți niciodată singuri.
Zâmbiți că viața este frumoasă. Oamenii mei dragi, aceasta a fost etalarea pentru Zodia Pești luna februarie. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, poate îmi doriți să-mi dați un like, care însemna foarte mult pentru mine. E un semn de mulțumire pentru ceea ce fac. O fac din inimă pentru voi și cu un interes pozitiv în ce vă privește. Și dacă nu v-ați inscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți, apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Vă iubesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii în această lună februarie. Vă doresc să aveți parte de fericire, de iubire, vindecare. Numai bine vă doresc. La revedere, sănătate!